Capitolul 10. Sutașul Corneliu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Corneliu întors la Dumnezeu. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat! Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune. Petru, deci, i-a chemat în lăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: Acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale.
trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă, prin numele lui, iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.